plăcut surprins când prietenul meu, Varujan Vosganian, m-a sunat și mi-a spus că ar dori să lanseze și la Râmnicu Vâlcea un roman multipremiat, un roman despre care s-a vorbit mult anul trecut și care, într-un fel, reprezintă una dintre bijuteriile prozei românești ale anului trecut. Evident că ne-am mobilizat cu toții și iată-ne acum împreună, văd că este o sală arhiplină și de aceea mă adresez dumneavoastră, onorată asistență, cred că orice ar putea să fie spus despre Varujan Vosganian, unii îl apreciază ca un politic, alții îl contestă poate, dar cred că nimeni în țara noastră nu poate să nu aprecieze ceea ce a făcut Varujan Vosganian pentru promovarea culturii, pentru promovarea instituției pe care o reprezintă Uniunea Scriitorilor. Vreau să vă spun că excelează în management cultural și cred eu că va rămâne în istoria unui scriitorilor ca cel care a schimbat într-un fel o structură, aș putea să spun osificat, dar care consuma poate mai mult decât putea să realizeze ca și imagine exterioară într-o instituție care acum are fondurile necesare unei dezvoltări armonioase și acesta este și meritul vicepreședintelui Uniunii. Ca un politic vreau să vă spun că în Parlament, în Senat, întotdeauna când vorbește Varujan, se face liniște și majoritatea intervențiilor sale sunt aplaudate. Pentru că întotdeauna găsește acel element care să ajungă în inimile parlamentarilor. Și știți că de multe ori aceștia sunt plictisiți. N-au inimă. Sau n-au inimă. E, acum a venit și se adresează inimilor noastre prin această carte. Această carte care este o alternanță între amintirile copilăriei și aici vedem zona poetică. Îl cunoaștem pe Varujan ca un foarte bun a excelat în acest domeniu, dar și zone epice deosebite, cutremurătoare, care, într-un fel, pot să fac, aceste zone pot să facă din acest roman un fel de epopee a poporului armean, să ne aducem aminte de genocidul din 1915, care este o pată rușinoasă în istoria Europei și cred eu că prin această carte se răscumpără cumva acel păcat care a marcat pentru mulți ani evoluția poporului armean. Eu îl felicit pe Varujan pentru curajul de a aborda o astfel de temă. Este o reparație, repet, morală. Îl felicit pentru toate premiile pe care le-a obținut și pentru activitatea de om politic, pentru că eu vă repet, în perioada cât a fost ministru al finanțelor, toate legile care acum guvernează cultura română au fost promovate. De la patrimoniu până la cultura imaterială, de la, să zicem, cultura tehnică, până la legea bibliotecilor, a muzeilor și tot ce ține de acestea. Și din câte mi-aduc eu așa aminte, la un moment dat Patriarhul României chiar l-a numit ca un fel de titor al Bisericii Ortodoxe, printre mari titori de biserici, pentru că a alocat o sumă de, dacă nu mă înșel, 200.000 de euro, milioane de euro, așa, pentru refacerea bisericilor și pentru înălțarea unor locașe noi. Nimeni n-a mai făcut acest efort până la el. A înțeles care este menirea până la urmă a unui ministru și cred eu, și cu asta închei, că dacă cineva îl va propune ministru al finanțelor, nu va greși. Dar în mod cert nu va greși un prim-ministru care îl va propune pe Varujan ministru al culturii. Atunci cultura română, fiți siguri că va fi cunoscută în întreaga Europa
Și eu doresc în continuare o activitate prolifică, așa cum o are în Parlament, și să ne dăruiască tot mai multe astfel de cărți care să ne încânte.